Garantat! Dacă respecti rețeta și nu ți se trimit ingredientele la tine în bucătărie. Mamă cum e! Ce te faci când dezlegarea e dezlegare? Nu dezlegare la plimbare prin parc, ci dezlegare la pește. Una din zilele în care obligat forțat mâncăm pește. Da, așa e și tradițional, așa scrie și în calendar și din când în când e bine să mai diversifici mâncarea pe care o mănânci zi de zi. Adică să mai incluzi și pește în alimentația ta. Știți că se zice, ai nevoie de o alimentație echilibrată. Așa că ia că te-mă în fața dumneavoastră cu o nouă rețetă de macro marinat. O rețetă simplă, foarte gustoasă, foarte aromată, ce îți va lăsa gura apă. Cum i-a lăsat-o și lui Constantin, că l-ați văzut săracul ce înfuleca de numa. Ingredientele le găsiți acolo jos în descriere, dați click pe titlul desfășurat și găsiți tot. Toate cantitățile, toate condimentele, tot ce pun eu la acest pește marinat, veți găsi totul acolo. Acum, hai să nu mai lungesc prea mult și să mă apuc de gătit cel mai șmecher pește marinat pe care l-ai mâncat vreodată. Am aici 3 bucăți de macrou. Un macrou foarte mișto, eu l-am găsit congelat și indicat ar fi că atunci când cumperi macrou, să-l cumperi deja curățat. Da, este important să fie curățat chiar imediat după prindere, pentru că în intestinele acestui pește există un parazit. Un parazit ce supraviețuiește în acest pește congelat. Iar când îl dezgheți, ce se întâmplă? Se activează și intră în carne. Iar dacă nu îl gătești bine, ei bine, ai probleme. Chiar dacă dai un ban în plus, să știți că se merită. Eu am aici 3 bucăți de macrou, curățat, spălat bine pe interior. Uitați, în genul acesta, pe șira spinării, exact aici unde vă indic eu, veți observa o linie negricioasă, este sângele coagulat. Ei, dai și tu cu vârful la cuțit, cu vârful degetului, cu ce vrei tu, ideea este să curăți acel interior, să fie curat lună. La fel procedezi și cu brahile, și cu capul, și cu tot restul peștului. Să fie curat. Asta este important. Și am să încep filetarea. Prima dată iau și îndepărtez capul, după prima înotătoare, pui cuțitul oblic la 45 de grade și faci o tăietură. În genul acesta. Întorci peștele pe partea cealaltă, la fel ridici aripioara și mai faci încă o tăietură, la fel oblică. Multă carne nu ai să pierzi pentru că pe porțiunea aceasta este un os. După cum vezi, nu prea ai ce să alegi de acolo. Așa că mai degrabă tai după înotătoare, scap și de înotătoare, scap și de cap. Acum, dragilor, pe șira spinării, exact aici, da? Aplic o tăietură de ghidaj, să zic așa. După care, vin cu cuțitul și trec prin pește până la coada acestuia. Ia așa. Nu apăsați prea tare, dar să fie ținut cuțitul un pic oblic. Să mergi pe lângă oase, să nu rămână carne pe șira spinării. Uite așa. Și ia uitați primul filet și arată foarte, foarte bine. Aici o să vedeți că există niște oscioare. O să vă arăt și cum le scoatem. Continuăm și cu celălalt filet. De data aceasta am să vin de la coadă spre cap. Așa mi-e mie mai ușor. Dacă tu te pricepi invers, fă invers. Eu așa vreau. Și iată și cel de-al doilea filet care arată fenomenal de bine. Chiar dacă are câteva luni peștele ăsta, ei bine, s-a păstrat bine. Asta înseamnă că imediat ce l-a prins, l-a congelat. Iar oscioarele sunt delicatese pentru pisicul motocel. Așa că să fie primit. Și el trebuie să mânce pește, nu? Că doar e dezlegare. Ia să filetăm totuși până la capăt. Uite așa. Să vă și arăt. Și scoatem oscioarele. Uitați, am scos deja oscioarele. Aici aripioara o voi îndepărta. Și vor mai rămâne de scos oasele de pe mijlocul fileului. Și asta e tot. Cuțitul înclinat la 45 de grade. Și fac o tăietură așa. Cu încredere până când auzim acel oscior tăiat. Da? Întoarcem fileul. Și din nou 45 de grade și mai aplicăm o tăietură. Și aici, dragi pofticioși, se află oscioarele alea ce ne enervează atunci când mâncăm peștele. Iată fileul, arată foarte bine, continuă și cu ceilalți pești și revin de grabă ce îi am pe toți gata. Fileurile sunt curățate, sunt spălate din nou și acum a venit momentul să le porționez ca pentru salată. Iată cum am să procedez. Întorc fileul cu pielea în sus și am să tai fâșiuțe de genul acesta, undeva la 3 cm lățime. Coada, pentru că e mai îngustă spre capăt, o să o las așa, mai lunguță. Dau deoparte și continui. Bun, am porționat peștele, am să-l dau puțin deoparte și iată ce urmează să facem. Pregătim marinata pentru acest macrou. Am aici 200 ml de apă rece, apă normală de la robinet. Pun aici. Urmată de 150 ml de oțet de mere. Un oțet mai slăbuț, dar dacă pui un oțet de 9 grade, ei bine, pune 100 ml în loc de 150. Eu am mers pe oțetul acesta pentru că e un pic mai dulceag, e mai parfumat și ăsta ne place nouă. Îl pun și pe ăsta în castronă.
Am aici două linguri de zahăr, undeva la 20 de grame. Vreau să mai tai așa puțin din aciditatea oțetului, așa că e nevoie de zahăr. Eu am aici o linguriță de piper multicolor. Am să-l pun și pe ăsta la marinată. Clar niște boabe de muștar, pentru că n-au cum să lipsească. O linguriță. Am și 5 boabe de enibahar. Da, le las așa întregi, vor da un parfum nemaipomenit și unde mai pui că sunt și conservant natural. Le pun și pe astea. 5 bobițe. Evident că coriandru nu poate rezista și vin în completare cu o linguriță de coriandru boabe. Surpriza surprizelor vine din partea cuișoarilor. 3 la număr. Pun și de astea, tot aici. Parfum, aromă și conservare. Nelipsita sare, că trebuie să avem și sare la această marinată. Eu am aici o linguriță și jumătate. Dar dacă știi că îți place mai sărat, mai poți pune. Dacă îți place mai puțin sărat, poți să reduci până la o linguriță. Pun aici. Completez cu cei 3 căței de usturoi pe care i-am mărunțit la cuțit. Nu i-am dat prin presa de usturoi, ci am lăsat un pic așa, mai mărișori, dar feliați. Pun și pe ăștia. Și clar că am nevoie și de puțin parfum de la o plantă nemaipomenit de aromată, și anume oregano. E subtil, are un miros lămâios, are un gust lămâios și va da exact ce trebuie aceste marinate. Pun aici o linguriță sau, să zic așa, 2 grame de oregano uscat. Dacă ai de gând să pui și tu morcov la acest macrou marinat, e bine, tai-l cât mai subțire și folosești un morcovel cu diametru ceva mai mic de el. Dat prin mandolină sau tăiat la cuțit. Pun și eu pe ăsta aici. Nu încape îndoială că și de ceapă avem nevoie. Am tăiat-o și pe asta, fâșii subțiri, sau mai bine spus, cum zice bunica, peștișor. Ia ca așa, o ceapă medie, dar roșie, obligatoriu roșie. Are și frumusețea ei. În momentul în care se va întâlni cu oțetul din această marinată, ei bine, culorile astea parcă revin la viață. Așa că pun o ceapă tăiată peștișor. Și închei acest periplu cu nici mai mult, nici mai puțin de 100 de ml de ulei de floarea soarelui. Atât, nimic mai mult. Pun și pe ăsta. Tot aici. Acum știi clar că tot ce am aici trebuie amestecat. Cum să amestec? Nu cu mâna, că nu-i frumos, ci cu lingurile. Lingură de lemn. Așa-i dăm noi. Uite așa. Și rupem și ceapa și tot în fâșiuțe mici. Ia ca așa, să se omogenizeze totul și să înceapă aromele să lucreze. Acum, pofticioșilor, vine rândul peștelui. Trebuie să-l adăugăm și pe el aici ca să avem macroul marinat. Iar cei 3 peștișori pe care am avut, curățați bine de cap, de oase, de aripioare, filetați și apoi tăiați în bucățele mici, își vor încheia și ei socotelele aici, în această marinată. O pun și pe asta aici. Ia ca așa, să ajungă peste tot. Și dragii mei, pot să spun că am încheiat rețeta de macro marinat. Ce urmează să fac cu ea? Ei bine, simplu. Am să iau să acopăr vasul, așa, și am să o dau la rece pentru nici mai mult, nici mai puțin de 4 ore. Dar ține cont că din oră în oră, du-te frumos la castronel, scoate-l afară, amestecă din nou și fă așa de 4 ore. Când s-au făcut cele 4 ore, ei bine, dragilor, puteți servi această salată. Hai cu ea la frigider. Și gata, pofticioșilor, marinatul este gata. Am aici cel mai fain macrou, cel mai aromat macrou marinat pe care îl vei mânca vreodată. Haideți să-ți arăt cum arată și să degustăm și noi minunea asta de salată. Minunea asta de macrou marinat, mai bine spus. Ia cătă. Așa arată, nu e el cine știe ce apetisant, dar o să fie. Un pic de răbdare și o să vedeți cum se procedează. Dacă intenționezi să păstrezi acest macrou marinat mai mult timp la frigider, ei bine, ai nevoie de această zeamă, acest dressing. Dacă vrei să o consumi imediat, să spunem că într-o zi, două, nu ar fi rău dacă ai scoate surplusul de dressing. Și eu personal cam asta vreau, să-l consum într-o zi, maxim două. Aduc un bol, am aici o sită și pun macroul marinat direct în sită. Ia așa. Acum s-a scurs bine, deja am plouă în gură. Nu m-am uit la el și am o poftă de numa. Și îl pun înapoi aici. Perfect. Acum să înceapă distracția. Am un platouaș și uitați cum am să-l servesc. Direct pe platou. Am să pun câteva bucățele de pește. Salata de pește întotdeauna conține și măsline. Eu am aici niște măsline Kalamata, le pun și eu de colo-colo, mă rog, unde se vor ele. Așa, ai bine cu mâna. Și puțin verde de la mărar. Uite așa, să mai zică careva că nu-mi dau silința. Așa arată platoul, îmi place de numai, abia aștept să gust alături de voi să vă spun și vouă cum e această salată nemaipomenită, ce merge în prag de sărbători, ce merge la ocazii speciale sau în viața de zi cu zi. Dragi pofticioși, uitați și voi aici ce bine arată acest platou. Aș fi mândru cu el dacă l-aș avea de fiecare dată sau cu fiecare ocazie ce o am să-l am pe masă. E nemaipomenit. Acum hai să gust să vă spun și vouă cum e, pentru că a venit vremea și tare mi-i poftă. Dacă eu fac așa, imaginați-vă Constantin, care se abține să nu se prezinte și el aici de față. Hai să vedem.
Nici nu știu de unde o să iau. Dar cred că o să iau așa de aici. Iau pasta mai mică. Arată nemaipomenit. Culorile sunt foarte faine. E abundență de apă la mine în gură. Hai! Mamă cum e! Direct la sufletel. Toate aromele de la centrul de comandă. Wow, wow, wow. Nu e un contrast prea puternic între arome, e un echilibru. Iar cantitățile pe care le-am pus sunt perfecte. Perfecte. Wow, wow, wow. Hai încă una. Ce să mai? O rețetă deosebită recomandată pentru zilele în care dorești pește, în care ai dezlegare la pește. Iată-te aici, o rețetă super ușoară, super simplă, foarte accesibilă ca preț. O nebunie. O nebunie pe farfurie. Și nu uita și de celelalte rețete de ale mele cu pește pe care le vei găsi la sfârșitul acestui video. Am să-ți las un playlist special să vezi exact ce poți lua de acolo și să faci ceea ce îți place. Acum, acestea fiind spuse, v-am pupat, vă îmbrățișez, vă doresc sărbători cu bine. Până data viitoare, rămâneți pe mâini de amintit, mereu pofticioși și eu m-am dus către Constantin să degust acest platou. Pa! Ne revedem curând cu o nouă rețetă. Super delicioasă! Mamă, că bine arată! Wow, wow, wow!